Pentru prima dată după mulți ani, sindicatele, indiferent că sunt sau nu reprezentative la nivel de complex energetic Hunedoara, sunt chemate de administrație și se agrează reciproc la negocierile noului contract colectiv de muncă. Asta o spune acum președintele sindicatului Muntele, sindicat reprezentativ, din care alte sindicate s-au desprins, iar unele au revenit. Lupta sindicală a fost mereu dată pentru reprezentativitate, însă acum toți se pun la masa negocierilor. Am fost convocați de către conducerea Complexului Energetic Hunedoara pentru vineri 14 iulie de la ora 10 într-o primă ședință de negociere. Această ședință de negociere are rolul de a stabili reprezentativitățile, de a stabili cine va negocia contractul colectiv de muncă. Noi avem și aici o abordare, ca și anul trecut, pentru că am vorbit cu colegii mei de la Muntele și sunt de acord să vină și celelalte sindicate să poată participa la negocieri. De asemenea, trebuie să reamintim aici că cei care au contestat reprezentativitatea, ambele sindicate de la Mintia, au făcut cereri de retragere a contestației, deci în momentul de față nu mai avem nicio problemă în sensul acesta. Angajații Complexul Energetic Hunedoara sunt împărțiți în cel puțin 6 sindicate care vin la negocieri. Alături de sindicatul Muntele sunt încă 2 sindicate de la exploatarea minieră Lupeni, 2 de la Mintia și 1 de la Paroșeni. Sindicatele se pun la masa negocierilor pentru că vor să aibă un contract colectiv care să le apere interesele și accentul se va pune, după cum susțin acum sindicaliștii, pe buget și speră să nu piardă niciun drept obținut până acum. Numai puțin de 6 israelieni au ajuns la Universitatea din Petroșani și din această săptămână urmează să studieze aici. Au ales Universitatea de la noi pentru că, spun ei, au căutat și în alte locuri din țară, unul dintre ei fiind chiar absolvent al Universității din București, dar abia aici au găsit ce căutau. Am venit, de fapt, pentru o lucrare de doctorat, să fie doctor aici din cauza cât e de apreciată facultate respectivă în lume. Am venit să luăm model de aici și să aplicăm în Israel, în facultatea din Israel. De fapt, am încercat să fiu acolo, am fost doctorant acolo, care n-au răspuns la lucrarea respectivă care eu încerc să cerc aici. Am căutat peste tot în România, de fapt am învățat în București. Nici în București n-am găsit coordonator în lucrarea care mă duc să îi fac, să cercetez. Pe la urmă, după mult timp de căutare, am găsit-o aici în Petroșan, Facultatea de Petroșan. I'm one of the 6 group which we come from Israel to. Fac parte din grupul celor 6 care au ales Universitatea din Petroșani și venim din Israel. Cred că am ales Universitatea din Petroșani pentru că eu personal am făcut cercetări despre această școală și am găsit aici calitatea superioară a predării ingineriei, economiei, managementului și pentru că sunt absolvent de management, era important pentru mine să aleg această universitate. Apoi văd că aici toți sunt profesioniști și e important pentru toți studenții să aibă astfel de oportunități. Doctoranzii vorbesc despre mii de kilometri parcurși din țara lor până aici, iar profesorii ne spun ce studii de cercetare fac ei aici. Cei doi doctoranți pe care îi coordonez doresc să abordeze niște teme foarte interesante, de exemplu, studiu comparativ în nivelul educațional al populațiilor arabe cu populațiile israeliene, hibriu. Deci ei sunt vorbitori de limba arabă și de limba israeliană, care este un dialect, practic, sunt două dialecte similare ale limbii arabe și vor să facă un studiu comparativ privind capabilitățile educaționale ale acestora, ale tinerilor, pentru că doctoranzii lucrează în domeniul educațional. Un alt doctorand se ocupă de o problemă care tot așa mi s-a părut foarte interesantă, tot un studiu comparativ de populații pe problemă de tehnici manageriale între studenții cu abilități normale și studenții care au dizabilități de autism. Am fost șocat să aflu, am gândit că autismul este o boală foarte rară, însă mi s-a spus că în Israel și în mai multe țări ale lumii, unul din 10 locuitori
suferă o fază redusă a acestei boli. Autismul nu însemnând lipsă de comunicare, ci abilități reduse de comunicare. Nu știu dacă tehnologia informației e una care cauzează această lipsă de comunicare. Spuneau că în Israel există metode de tratare a acestei boli, chiar utilizând tehnologia informației, astfel încât acești tineri cu probleme de comunicare pot să se exprime mai bine utilizând tehnologia informației. La Universitatea din Petroșani a avut loc azi sesiunea de deschidere a simpozionului internațional dedicat doctoranzilor, iar primirea oficială a fost făcută de rectorul universității. Am gândit că școala doctorală, ca entitate separată, poate realiza conferințe de sine stătătoare, ale căror lucrări să fie publicate în analele universității noastre. De asemenea, școala doctorală are capacitatea, prin doctoranzii săi, de a disemina rezultatele cercetărilor lor științifice în lucrări valoroase și trebuie de asemenea să obișnuim pe doctoranzi să prezinte aceste tipuri de lucrări, nu numai în fața colegilor de la Petroșani, dar să pregătim pentru viitoarele simpozioane unde vor participa în țară sau în străinătate. Eu sper să însemne începutul unui simpozion care se va transforma într-un simpozion național, chiar internațional. Eu cred că este un eveniment important, în primul rând, pentru doctoranți care au ocazia să prezinte ideile lor de cercetare și să interacționeze cu alți doctoranți de pe alte domenii. După cum se știe, la ora actuală, cercetarea este orientată mai mult pe partea interdisciplinară, pe multidisciplinară, și atunci este bine să fie cât mai mulți specialiști din domenii diferite care să poată să vină cu idei interesante pe domenii, poate chiar cu totul diferite decât domeniul în care este specialist. În acest moment, la Universitatea din Petroșani sunt 8 doctoranți din alte țări ale lumii, 6 fiind din Israel, unul din Camerun și unul din Siria, ultimii 2 studiind în limba română. Dar din acest an, școala doctorală de la Universitatea din Petroșani se face și în limba engleză. Au început lucrările de igienizare în școli sau reparațiile, iar cele mai mari lucrări se fac la liceul de informatică. Acoperișul, dar și centrala termică pe gaz sunt acum prioritare pentru administrația de la Petroșani. Primarul Tiber Iacobridzi spune că aici sunt cele mai mari lucrări pe care le face pentru școli și că totul va fi gata până la începerea anului școlar următor. Pe perioada verii lucrăm la Colegiul Carmen Silva, unde anvelopăm și deja e finalizată lucrarea acoperișului, dar vor fi doar lucrări de igienizare în celelalte școli, așa cum se face în fiecare an. Numai acoperișul de la acest liceu din Petroșani a costat aproximativ 400.000 de lei, iar în lucru este și centrala termică pe gaz. Este ultima lucrare de acest fel la școlile din Petroșani, iar singura investiție în acest domeniu va fi la grădinița din colonia Petroșani. Acolo există centrala pe gaz și va trebui acordată și viitoarea clădire a grădiniței. Ionel Burlec, fostul primar al comunei Bănița, dar și fost consilier județean PNL, care acum este viceprimar al aceleiași comune, a făcut apel față de decizia judecătorilor din Hațeg. Aceștia l-au condamnat la 2 ani de închisoare cu suspendare pentru ucidere din culpă, după ce a lovit mortal cu mașina un motociclist. Accidentul s-a produs pe DN66 în zona Merișor, acum 5 ani, când un tânăr de 30 de ani din orașul Petrila, care se afla pe o motocicletă, a fost accidentat mortal de mașina condusă de Ionel Burlec. Atunci primar al comunei Bănița. Apelul se va judeca la Curtea de Apel Alba Iulia, primul termen al acestui dosar fiind programat pentru data de 27 septembrie 2017. Tragedia s-a întâmplat în luna septembrie 2012, într-o curbă largă, cu 2 benzi pe urcare. Polițiștii spun că Mihai Alexandru Sultan a circulat cu viteză foarte mare, idee susținută și de martorii cumplitului accident, și din acest motiv a intrat în plin într-un autoturism condus chiar de primarul comunei Bănița, Martin Ionel Burlec. Impactul a fost devastator, iar Mihai Sultana a murit pe loc. Se pare că atunci primarul în exercițiu la Bănița nu ar fi ieșit corespunzător pe banda ce l-obliga să vireze la dreapta, acela fiind momentul în care motociclistul s-a zdrobit de mașina lui.